Bună seara, prietenii mei selectivi! Vă mulțumesc ca de fiecare dată că duminică, ora 18, sunteți aici alături de mine. M-am străduit astăzi, dragii mei, să înghesui, ca să o zic așa, cât se poate de colorat, la subiecte în astea două ore de emisiune, de n-am știut de capul meu. Voiam să fac și aia, o voiam și pe aia. Hai să punem și aia, hai să zicem ceva. A, mai a apărut și povestea asta cu nenorocirea din Israel, cu războiul ăsta. Bă, trebuie să băgăm ceva și pe asta. Am stat efectiv toată ziua de astăzi, de dimineață, până acum, înainte să vin alături de dumneavoastră, să înghesui subiecte. Și tot nu mi-a intrat tot ce am vrut eu să fac. Ăsta cred că e un semn, nu mi-ajung două ore. Da, cine știe. O să vă spun multe în emisiunea de astăzi, o să vă fac niște dezvăluiri, o să vă spun lucruri personale, o să fac o emisiune cu totul altfel, o să aduc un ministru pe ultima parte, dar am început și eu cu sfârșitul, așa s-a nimerit, o să vă aduc un ministru cu care mi-am propus să am un dialog inedit, de cu totul altă natură decât interviurile alea pe care le vedeți la toate televiziunile și în care lucrurile sunt simple. Domnule ministru, cum e la minister, cum e cu aia, cum e cu ailaltă, ce faceți cu aia și tot, și ăla vine deci, cu punctajul de la partid sau de la minister și recită. Nu, asta nu o să se întâmple, nu se întâmpla nici până acum, dar în seara asta nu o să se întâmple la mine în emisiune, aici, de niciun fel. O să fie un alt tip de interviu cu un ministru important, credeți-mă, din Guvernul României. Persoană importantă, nu spui cine, vorba lui Caragiale, vă las să mai fierbeți un pic, pentru că e tocmai pe ora a doua, nici măcar de la începutul orei a doua, pentru că voi băga foarte multe lucruri, le-am înghesuit, credeți-mă, o să vedeți. Vreau să vorbesc despre România. Era să zic România lucrului bine făcut, nu? Așa credeți? Nu aia. România deșeurilor, România lada de gunoi a Uniunii Europene. O fi așa, n-o fi, habar n-am. Dar am auzit de atâtea ori clișeul ăsta cu lada de gunoi a Uniunii Europene, încât timp s-o cred. Și ca să nu îmi dau eu cu părerea că poate mai greșesc, poate n-a de pe margine, așa toți suntem subiectivi, v-am adus pe o persoană la fel de importantă, o să vedeți imediat cine, care să mă lămurească dacă e așa sau nu. Nu de alta, dar zilele trecute, până să mă lămurească cineva oficial, am văzut că au descins procurori, DIHCOT, mascați, lume, domne, mafia gunoaielor, mafia gunoaielor. Vreo, nici nu știu, 150 de tone, parcă și mai mult, găsite de oamenii legii. Dom'le, zici că sunt eu care iau lada de gunoi seara, nu mai e loc pe acolo până tomberon și mă străduie să o pun pe undeva, pe acolo, să nici nu mă fac de râs, să mă vadă vecinii că am lăsat-o, nu, n-am băgat-o. Păi, fraților, dar una e punga mea de gunoi de acasă și alta sunt 100 de tone, 200, nu, sute de tone. Asta înseamnă, nu știu cum să le descriu, containere, garnituri de tren. Cum intră astea în România? Mă întreb și eu și de-aia am vrut să încep cu subiectul ăsta în această seară. Bă, fraților, intră pe sub ușa așa, pâș-pâș. Avem prin tunelurile aia dacice de le mai invocă câte unii, vin pe acolo cu gunoaiele astea cu toptanul și ne trezim cu ele în bătătură sau cumva cineva undeva închide ochii și ce, bă, ce e aici? A, e bine, hai, mergeți, circulați. O să vedem dacă e chiar cu circulați. Apropo de circulat, niște oameni români săraci amărâți prinși în nenorocirea din Israel au dorit să circule și ei acasă, rapid, când au văzut ce e acolo. Nici nu era războiul lor, nici nu s-au obișnuit, s-au curcit oamenii, vrem acasă. Unii aveau bilet de avion la o companie, vorba tot al lui Caragiale, nu-i importantă, nu-i dau numele, dar începe cu UI și se termină cu Z. E bine, compania respectivă le-a spus oamenilor, nu mai putem veni, e războiul, războiul mare în Israel, nu se mai poate, e închis, e totul, nu se mai ține, nici musca nu mai intră. De fapt, alte muște din zona companiilor aviatice mergeau bine mersi. O să vă explic cum au făcut unii bani mulți de pe urma acestei nenorociri și cum alții au rămas la mila statului român. Ca de obicei, așa cum se întâmplă la noi, când e câte un faliment în aviație, câte o nenorocire, rămân românii noștri la mila statului și statul își face așa milă, își face milă și se duce și recuperează. Pe banii mei și ai dumneavoastră, că nu se duce statul cu alți bani, că n-are de unde, are din ce-i plătim noi, cât îi mai plătim, cât mai putem. Da, hai că în linii mari v-am cam spus tot. A, nu v-am mai spus, vă mai zic și pe asta și vă prezint și invitatul, că avem treabă multă. Vreau să vă explic și mari câștigători. Știți cum e jackpotul de la păcănele? Că tot e subiect în vogă, să luptă Marcel Ciolacu cu industria păcănelelor, industria jocurilor de noroc. Bă, unii iau jackpotul lună de lună. Și știți de unde le iau? De la statul român, ați ghicit.
Adică cum ar veni atât cât să luptă Marcel Ciolacu cu industria asta privată a păcănelor, tot în industria jocurilor de noroc, de alea de la stat, e boierie, nene. Boierie de n-o să vă vină să credeți. Să vedeți ce cașcaval în vârtunii, că dacă e pe banul public, nu e ca la privat. Acolo se ia jackpot-ul, cum v-am zis, lună de lună. Lună de lună. Și jackpot mare. Vedeți cum a cheltuit România 30.000 de euro, nu de lei, bineînțeles, că suntem țară europeană. Și culmea, din bugetul statului, pe ceva ce eu puteam să cumpăr sau oricare dintre dumneavoastră, prin 3 clicuri, cu vreo 3 euro. Între 3 euro și 30.000 de euro e cale lungă. Da, când e banul public, ce să facem? Da, am zis că începem, da? Bună seara, da. Domnul Andrei Corlan se numește și este omul care îmi va da mie răspunsuri, oameni dragi, la prima parte, aia de care v-am spus, România, lada de gunoi sau nu a Europei, pentru că, ce să vedeți, în caz că nu știți, invitatul meu este cel mai mare personaj din Garda de Mediu, nu? Comisar șef, nu? Sau cum se spune? Comisar general. Comisar general. Domnule comisar general, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Ca să nu lungim vorba, așa scurt, până mă duc eu la mine la Coteț, cum mă alin câteodată în colțul meu acolo, cum e cu asta? Suntem sau nu suntem lada de gunoi a Europei, să zicem așa? Cât timp îmi voi exercita mandatul, nu voi fi niciodată de acord cu această sintagmă. Pentru că odată ce aș spune că da, suntem, ar însemna că bătălia pe care instituția pe care o conduc, o duce zilnic, este o bătălie care a fost pierdută. Garda de Mediu, așa cum am spus, este prezentă zilnic în punctele de trecere, tocmai pentru a limita pe cât posibil importurile ilegale de deșeuri, eliminările necontrolate pe teritoriul țării noastre. În ultimele 4 luni, de când mă aflu în conducerea instituției, evoluția este una foarte ușor de verificat. La o simplă căutare pe Google putem vedea acțiunile spectaculoase ale Gărzii Naționale de Mediu, putem vedea noile proceduri de inspecție și control ale Gărzii de Mediu, procedura de confiscare deșeuri cu valoare materială, putem vedea prima acțiune pe apă și pe uscat concomitent a Gărzii de Mediu, putem vedea cea mai amplă acțiune în Delta Dunării, dar să revenim la deșeuri, pentru că ăsta este subiectul despre care m-ați întrebat. România se confruntă într-adevăr cu o presiune foarte mare pe ceea ce înseamnă punctele de trecere, în ceea ce înseamnă importurile acestea de deșeuri. Asta și pentru că din toată Uniunea Europeană, țara noastră și Bulgaria au cel mai mic preț la ceea ce înseamnă eliminarea prin depozitare finală a deșeurilor. Și atunci ne confruntăm cu transportul de deșeuri destinate eliminării, lucru ilegal, mascat în deșeuri reciclabile. Sau că vă opresc, eu sunt precum câinele lui Pavlov și așa o să fie emisiunea asta. Când ziceți ceva și mă zgândăre așa, imediat intervin. Deci, avem cel mai mic preț și mă documentasem și eu legat de chestia asta la eliminarea deșeurilor. Noi fiind o țară poluată prin excelență, că vorba aia ne urecheau ea la Bruxelles de-a lungul timpului cu stegulețe, pe poluare, pe nu știu ce. Și totuși avem cel mai mic preț. Undeva 80 de lei greșesc pe tonă? Păi, este corect. Păi cum adică? Tu ai o problemă cu deșeurile. Ești o țară poluată. Și tu îți permiți să elimini la un preț foarte mic. De ce? Cum? Adică le îngurgităm? Să vă explic. În primul rând, eliminarea este ceea ce noi trebuie să evităm pe cât posibil. Există o ierarhie a deșeurilor în legislația națională care spune așa. Să evităm generarea de deșeu dacă n-am putut evita să reutilizăm acel deșeu, dacă acel deșeu nu se pretează de utilizării, să îl reciclăm, dacă nu îl putem recicla, îl valorificăm și în ultimă instanță îl eliminăm. Dar ca să ajungem la această evitarea eliminării, așa cum am spus, este necesară o infrastructură a colectării separate a deșeurilor și un circuit al trasabilității deșeurilor care să împiedice această eliminare despre care spun. Și aici pornim de la colectarea separată din propria gospodărie, vorbim de transportul separat al deșeurilor de către transportarea de deșeuri, vorbim de sortarea celor deșeuri până să ajungă la depozit. Din păcate, noi ca țară suntem într-o poziție deficitară în sensul ăsta și nu are niciun rost să ne ascundem după deget și este cazul să ne asumăm realitatea pe care acolo o trăim. Acolo sunteți dumneavoastră în spate acolo, nu? Bine, nu eu personal, sunt niște făptuitori
Nu, făptuitori, stați cu dumneavoastră, nu vedeți ce văd eu. Da, aceea este o acțiune pozitivă. Nu spuneți, hai, vă înțeleg, înțelege da. Lumea altceva. Deci aici sunt niște făptuitori, și acolo aici este acțiunea... șeful gărzii de mediu. Da. Împreună cu mai mulți colegi, campaniile Let's Do It Romania, când în mai multe intrăm județe... și în alea, dar, ca să mă lămuresc și eu. De ce? Le-am spus telespectatorilor, acum e cazul să mă și corectez. Am fost generos când am zis 150 de tone, că m-am uitat acum pe hârtii. 1500 de tone au descoperit la acțiunea din vestul țării, din Cotu și cu poliția. 1500 de tone, domnul comisar. Foarte corect. Însă, 1500 de tone, da. Eu nu pot să-mi imaginez cu mintea. Adică e... Și o să vă contrazic, spunându-vă că aceste 1500 de tone sunt o veste bună pentru noi și vă zic de ce. Pentru că aceste 1500 de tone, 57 de transporturi, fac obiectul unei cercetări la care Garda de Mediu, împreună cu DICOT, a făcut echipă. La începutul lunii ianuarie a acestui an, Garda de Mediu a fost la două dintre acele două firme care au fost, acele trei firme care au fost, au făcut obiectul descinderilor. A constatat importul de deșeuri de altă natură decât ceea ce erau autorizate acele firme să facă și a făcut două sesizări penale. Acele sesizări penale au fost preluate de DICOT Timiș și s-a urmărit acest grup infracțional. Și au fost urmărite aceste 57 de transporturi. Au fost stenograme, au fost înregistrări, ca să se identifice beneficiarul real al acestui flux și s-a concretizat. Adică mie îmi spuneți că au fost lăsate premeditat să intre și să circule pe teritoriul României, da. Ca să puteți ajunge ca la droguri, adică să nu luați pe dealerul mic să vedeți. Similar, în ideea însă că acele deșeuri sunt disponibilizate și s-au luat legătura cu autoritățile din Italia, țara de proveniență a deșeurilor, pentru a se găsi o soluție privind gestionarea lor. Ceea ce dorim noi, conform legislației în vigoare, este returnarea deșeurilor în țara lor de proveniență, fiecare dintre acele deșeuri, nefiind acelea care le vedem acolo, uitați-le, acele deșeuri fiind, o să vedeți și mai detaliat, fiind deșeuri de echipamente și electronice, deșeuri municipale amestecate, deșeuri contaminate, deșeuri care nu au voie să fie importate la noi în țară. Așa că dacă vorbim punctual de subiectul de duminică, este un real succes și o colaborare extraordinară a gazii de mediu împreună cu DICOT. Pe o filieră coruptă și din statul european de unde vin, nu? Aici, în cazul nostru, Italia. Da. Da, ei, italienii bănuiesc că știu că n-au voie ca aceste produse să părăsească țara lor, să vină într-o țară europeană, nu? Da. Da. Noi avem o problemă cu Schengen, nu? Că înțeleg că sunt nemulțumiți unii că trec lucruri bizare de la noi spre ei, dar lucrurile astea care vin de la ei spre noi nu sunt. Astea sunt în regulă. Da, este adevărat, așa cum am spus noi și Bulgaria, suntem clienți fideli ai țărilor vest-europene. Italia fiind unul dintre principalii... Și pățești ceva și expeditorii ăștia? Păi cu siguranță. Sau doar i-anunțați pe italieni? Tocmai de aceea am luat legătura cu autoritățile din Italia. Garda de Mediu a avut și un proiect comun finalizat anul trecut cu carabinierii. Noi suntem membri a mai multor grupuri internaționale de lucru, Genval, Impel, partener Europol. Și scopul acestor grupuri este tocmai pentru a combate infracționalitatea de deșeuri pe toate palierele la nivel european. Acum, eu sunt mitic de multe generații, mi-asum și trag și eu spuza pe turta mea, cum s-ar zice, și vin la București. La București au fost în ultimii ani niște scandaluri teribile legate de poluare. Un fost șef al Gărzii de Mediu București a și plătit cu capul, acum înțeleg că a revenit și a câștigat în instanță, a plătit cu capul într-un război de ăsta în care povestea omul că e nevinovat, dar e o luptă între Primăria Capitalei, Ministerul Energiei, CET-uri și așa mai departe. Era un scandal că ne-am trezit toți cu un nor de fum, da? Ce, de unde vine, unde vine și ce să vezi, CET Grozăvești, ardea și el puțină păcură. Asta a fost, ardea. În continuare există genul ăsta de... acțiuni și e care, ca să înțelegem și noi. Deci CET-ul arde când are el chef păcura aia și acoperă Bucureștiul cu nor. Dumneavoastră sunteți Garda de Mediu, mai sunt cei de la Ministerul Energiei, nu, care au o relație cu ăștia. Care, cum funcționează? Când oamenii, adică cine ar trăi când la primul fum care iese pe coșul de acolo să ducă să dea cu aia cu capul de furnal, că altfel nu pot să mă exprim, să zică, bă, vă bate joc de bucureșteni ăștia și de oameni ăștia? Că altfel, v-am zis, mă întorc în logica aia scandalului de care v-am zis, în care comisarul de mediu de la București
spunea ca și mine, da, am aflat și eu, noi am văzut și am aflat că ardă aia la ce grozăvești. Așa și? Nu, așa a fost, adică... Și doamne, până să fac ceva m-au schimbat. Asta a fost logica de atunci, mi-o amintesc foarte bine. Vă rog. Da, când vorbim de calitatea aerului la nivelul municipiului București, există o rețea națională de monitorizare a acestei calități, gestionată de Agenția de Protecție a Mediului. Aceasta relevă date validate la fiecare 60 de minute și după care oferă informație pe media zilnică la 24 de ore. De ce sunt termenele acestea? Pentru că vorbim de o analiză macro a calității aerului la nivelul unei aglomerări urbane și pe parcursul unei zile pot apărea tot felul de evenimente izolate. Cum am vorbit de acea eliminare de păcură la CET Grozăvești de acum 3 ani. Evident că acea eliminare a afectat într-un mod negativ calitatea aerului pe o anumită perioadă. Conform legislației în vigoare, se consideră un oraș poluat, un oraș care în 35 de zile calendaristice depășește limita maximă zilnică. Bucureștiul este în această categorie, din păcate. Pentru acest lucru a avut un plan integrat de calitate a aerului, la baza căruia a stat un studiu care releva faptul că cele mai importante contribuții negative asupra calității aerului din București o reprezintă 58% traficul bucureștean, 27% alimentarea cu combustibil pentru centrale de apartament, respectiv 13% industria. Așa că, ca să revin, am făcut această scurtă paranteză ca să fiu mai clar pentru telespectatori. Revenind, Agenția de Protecție a Mediului informează Garda de Mediu asupra unor depășiri ale indicatorilor de calitate a aerului. Garda de Mediu, în funcție de informațiile care îi sunt puse la dispoziție de către Agenția de Protecție a Mediului, demarează o acțiune de inspecții și control și aplică sancțiuni. Informația în baza căreia noi ne inițiem și ne desfășurăm acțiunea de control în ceea ce înseamnă calitatea aerului, pornește de la Agenția de Protecție. Dacă ea nu vă informează, dumneavoastră nu vă puteți autosesiza? Noi ne putem autosesiza în ceea ce constatăm. Dar dacă vedem este un fenomen care necesită o analiză pentru a da un rezultat, noi, neavând în atribuții monitorizarea, doar inspecția și controlul, lucrăm împreună cu Agenția de Mediu, fiind instituții în cadrul același minister. Există un dispecer la nivelul ministerului și comunicăm între noi. Dacă ar fi să facem așa, cât se poate de plastic, un top al poluatorilor în țara asta, ce ați spune acolo în primele două, trei poziții? Un top al... Pieturi, gunoaie, mafia gunoaie. Un top al poluatorilor punctual, arătând cu degetul un anumit poluator, este foarte complicat. Dar eu nu vă spun neapărat să-mi dați firme, că o să-mi spuneți că vă sară ea în cap. Dar activități sau domenii, industrii, zone... Problema principală cu care se confruntă țara noastră la ora actuală este managementul defectuos al deșeurilor și ne referim și la ceea ce încercăm să blocăm provenind din extern și la ceea ce gestionăm noi în intern. Avem în continuare, din păcate, depozitări ilegale de deșeuri, abandon de deșeuri pe anumite câmpuri pe care le putem vedea cu toții. Ne lovim, așa cum am spus și la începutul emisiunii, de o realitate tristă care trebuie să ne asumăm, că avem un procent de reciclare de doar 11,6% din 50% cât este ținta anuală conform legii la nivel național, în condiție în care în 2025 a rămas avem 55%. Garda de Mediu, de când am preluat activitatea, a demarat un control amplu la toate unitățile administrativ-teritoriale din țară pentru a constata exact situația reală și a acționa pentru remedierea ei. Așa că, dacă ar fi să mă întrebați care ar fi un subiect sensibil pentru țara noastră, cu siguranță deșeurile sunt unul dintre cele mai sensibile. Dar nu putem neglija nici deversările de diverse substanțe în apele de suprafață. Nu putem neglija nici exploatările de balastiere ilegale. Nu putem neglija nici calitatea aerului, așa cum ați spus. Sunt foarte multe aspecte. Garda de Mediu are în control vreo 60.000 de activități care au impact asupra mediului. Am spus-o cu balastierele și o să le spun telespectatorilor să țină aproape, că mai las așa vreo 10 minute și o să vă arăt niște imagini pe care le-am primit astăzi de la cineva din țară care știa că voi avea o discuție cu cineva de la mediu, nu știa cu cine, să vedeți cam ce înseamnă balastiere și cum se lucrează pe acolo. Dar până una alta am înțeles... Avem alături de noi, îl avem Alexandru, da?
pe Octavian Berceanu, fost comisar, omul care a fost în locul dumneavoastră acum mai mult ceva vreme, da? Bună seara, domnul Berceanu. Bună seara. Bună seara. Nu știu, sincer, de când sunteți în legătură telefonică cu noi și cât ați auzit din discuția noastră, dar voiam să vă întreb dacă mai puteți completa cu ceva topul ăsta al poluatorilor pe care îl făceam eu și cu domnul Corlan aici, adică eu ascultam și dânsul îl enumera prima dată așa. Da, bună seara celor care vă privesc, bună seara domnului comisar general și dumneavoastră. Există câteva elemente care nu sunt de noutate totuși, dar ele poluează puternic România. Unul dintre ele este deversările de ape menajere în râuri. Am văzut de la stația de epurare a Bucureștiului până la foarte multe stații din țară care sunt stații funcționale doar pe hârtie, pentru că există bypass-uri și orașe întregi, comunități întregi își deversează apele direct în râuri, fără să existe o tratare corespunzătoare. Pe de altă parte, avem o poluare extraordinar de puternică a solului provenită din agricultură și zootehnie. Nu există niciun fel de analize făcute, laboratoare care să vină în sprijinul combaterii acestor poluări, pentru că pur și simplu statul român nu dorește să se doteze cu laboratoare performante, nu are o strategie în acest sens. Da, domnul Mircea, vă opresc și eu puțin, că mă revoltă chestia asta cu statul român teribil. Ce înseamnă statul român? Adică bănuiesc că există o instituție. Care ce e? Ori Garda de Mediu, ori Agenția Națională de, sau la cine ziceți că nu se dotează? Sau în primul rând e o decizie politică și a fost întotdeauna o decizie politică în modul în care doteze o instituție, pentru că politicianul dacă eu aș fi în locul domnului Corlan sau aș fi în locul dumneavoastră și mai departe și fac la ăștia, la șefii mei politici, nepolitici, la guvern, văd un referat de necesitate. Bă, îmi trebuie, uite, ce spune domnul Berceanu. Și nu-mi dă într-o zi, nu-mi dă într-o săptămână, nu-mi dă într-o lună. Bă, zău că ori mă las de muncă, arunc, dau haina de pământ și plec, ori vin la Bucura în emisiune, zic, băi, Bucura, ăștia ai mei au luat-o razna, ori nu știu, adică, cumva, nu știu dacă ceea ce a spus dumneavoastră ține de Garda de Mediu sau de altcineva, am zis și eu un exemplu. Să vă spun, laboratoarele mobile, alea mai vechi, achiziționate de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, l-am găsit la sediile agențiilor din țară nematriculate. Deci laboratoare, investiții de milioane de euro, au murit și au rămas acolo laboratoarele mobile pentru calitatea aerului, pentru că n-au fost înmatriculate. Ori în momentul în care tu, ca șef de instituție, constați că aceste laboratoare nu sunt pe teren, demiți oamenii din funcție pe zona respectivă. Dar a fost făcută toată această manevră, pot să zic în ghilimele, de a ține laboratoarele pe dreapta și de a nu arăta poluarea, a fost o decizie politică. Cum e, domnul Corlan? Decizie politică? Așa e și la noastră? Vreți să faceți ceva și vă dă după cap partidul politicul? Din fericire pentru mine, mă aflu într-un moment bun și într-o postură privilegiată, pentru că tocmai am finalizat urcarea PSAP a tuturor achizițiilor prin Planul Național de Reziliență și de Redresare pentru Garda de Mediu. Ceea ce înseamnă, o să reușim digitalizarea activității de control, avem drone care să ne ajute în activitatea de inspecție și control, avem stații de emisie, recepție și mai multe aspecte care au fost prevăzute în PNR. PNR-ul nu l-am întocmit eu așa cum era, dar am reușit odată ce am luat mandatul să-l adaptez la necesitățile tehnice pe care mi le-au ridicat colegii. Așa că Garda de Mediu beneficiază acum de cea mai mare resurse bugetare din istoria ei, adică Planul Național de Reziliență și de Redresare în valoare de aproximativ 14 milioane de euro. Cu siguranță, eu sunt la anul, voi face 15 ani de că sunt angajat în cadrul instituției Găzii de Mediu, dacă aș fi fost de la începutul acestui plan de reziliență și de redresare, aș fi atins mai puncte mai sensibile și mai utile pentru Garda de Mediu. Însă, ceea ce înseamnă dotările Agenției de Protecție a Mediului. Nu pot face o apreciere despre o instituție care este condusă de altcineva, nu sunt managerul acelei instituții. Noi suntem oarecum dependenți de ei, așa cum am spus, legat de monitorizare. Din fericire avem o colaborare foarte bună cu ei și au și ei, la rândul lor, investiții pe PNR pentru dotare.
Nu neg faptul că poate mi-aș fi dorit și eu, ca la nivelul instituției pe care o conduc în această perioadă, să pot avea un laborator propriu. Nu a fost să fie. Ne bucurăm de această colaborare bună pe care o avem cu agenția. Ne dotăm cu 46 de zone într-un proiect în care suntem parteneri cu ministerul. Adică aș fi ipocrit acum, eu fiind de 14 ani în instituție, să spun că Gradul meu duce lipsă de dotări, pentru că eu m-am lovit cu ele din 2009 până acum. Pe lângă alea 46 de drone, să știți că mai aveți una și eu am o dronă, tocmai am primit-o și vă spun că o să mă țin și eu de toate locurile astea, o să fac și eu ceea ce ar trebui să facă. Dacă persoană. Îmi permiteți o secundă. Vă rog, domnul Berceanu, că aveți și o întrebare pentru cel care e acum în locul. Sunt două lucruri care țin de digitalizare. Una este digitalizarea intrainstituțională în cadrul Gărzii de Mediu, care e esențială, astfel încât să nu mai avem dosarele acelea cu șină și să circule informația la nivelul Gărzii de Mediu cu viteză foarte mare, să putem trage concluzii după numeroase evenimente și toate controlele pe care le fac comisarii la miile, zecile de mii de obiective. Și avem nevoie de digitalizare între instituții, interinstituțională, pentru că suntem tributarii unui mod de lucru din trecut, din anii 90. Ori informația pe care o obține oricare instituție a statului privitoare la mediu, că vorbim de Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau Garda de Mediu, trebuie să circule între alte instituții. Poliția Română, Serviciul Român de Informații, ANAF, astfel încât să ai eficiență și să stingi cumva și partea economică a infracționalității de mediu. Ori până îți dă un semnal de alarmă Agenția Națională pentru Protecția Mediului că există niște arderi ilegale la Sintesa sau oriunde în țară sau o poluare, s-ar putea să nu mai ai niciun rezultat. Evenimentul respectiv se întâmplă în 20-30 de minute maxim și tu nu ai viteză de reacție, nu-ți dai seama că există o poluare. Și una dintre aceste digitalizarea interinstituțională presupune și aceste red flag-uri, niște alarme, niște steaguri roșii, astfel încât toate instituțiile statului să acționeze simultan și organizat pentru a reduce infracționalitatea de mediu și efectele conexe, cum sunt cele economice, bani negri sau distrugerea sănătății. Mulțumesc mult, domnul Berceanu. Mai epuizăm și noi rapid subiectele aici, că pică peste mine publicitatea. Ați auzit? Da, dați-mi voie să vă răspund cu sfârșitul, să ajung la început. Vă rog, în primul rând, este într-adevăr necesar ca instituția statului să se coordoneze și să colaboreze pe atribuțiile pe care le au. Garda de Mediu este o unitate de inspecție și control și nu una de intervenție. Când vorbim de un incendiu care se află în dinamică, când vorbim de reținerea unor persoane, vorbim de ISU, vorbim de poliție, vorbim de 112. Ei sunt cei care ne cheamă pe noi în momentul în care constată că sunt fapte care intră sub incidența legii de mediu, ca noi, prin comisarii noștri, să-i încadrăm acolo. Doi, când vorbim de infracționalitatea de mediu, în mandatul meu am deschis paliere de comunicare cu parchetul general și cu mai multe instituții de forță, care n-am niciodată să le menționez, ale statului român, tocmai pentru că infracționalitatea de mediu este o realitate și dacă nu intrăm în sfera penalului și nu destructurăm, așa cum am făcut duminică, grupări infracționale, nu vom reuși să facem nimic. Când vine vorba despre PNRR și platforma digitală, ea are comunicare interinstituțională cu cel puțin 15 instituții. Dar lăsați-mă să fiu rezervat în a oferi toate secretele acelei platforme, pentru că noi ne vom folosi de ea în control și este păcat să divulgăm în public. Hai să vă arăt și eu atunci un secret. Știți, o știți pe aia cu două românii, România șmecherilor versus România fraierilor, România îmbuibaților versus România săracilor. Haideți să vedeți într-o logică de asta cum pentru unii se poate și pentru unii nu se poate. Imaginile pe care ni le rulează Alexandru aici le-am primit de la un pescar, un om, un dițar din ăsta, care se ducea și el să pescuiască pe un baraj. Barajul se numește Strejești, este din județul Holt, undeva pe drum între Drăgășean și Slatina. E bine, pescarul respectiv, la un moment dat s-a trezit cu drumul blocat, i s-a spus, domne, mașinile voastre ale pescarilor sunt foarte ticăloase, sunt rele și nu au ce să caute pe zona de coronament a acestui baraj. Pescarul săracu s-a speriat, a luat undița, a fugit, bă, nu vreau să mă lupt cu coronamentul, nu vreau să mă lupt cu legea, nu vreau cu nimeni.
E, pe malul ăla alalt, al aceleași structuri, și anume barajul Străjești, cum i-am spus, avem așa, domnule comisar general, avem un sat de vacanță cu toate construcțiile aferente, numai legale nu sunt, avem o exploatare de balastru, avem mașini de 50-60 de tone care intră și avem un drum care rulează aici, o să-l mai vedem în imagini, stă să cadă de la, lasă-l tot Alexandru așa cum l-avem noi făcut, toate astea sunt pe același drum, pe o parte sunt pescarii care nu mai au voie, au înțeles să trăiesc pe această cale, pe o parte sunt șmecheri. Sunt două românii, domnule comisar general. Legat de acest caz punctual, ce pot eu să vă spun, că chiar mâine voi lua legătura cu conducerea comisariatului Olt și voi afla mai multe detalii. O să intristați pe cei de la Hidroelectrica Vâlcea, am înțeles, care sunt gestionarii barajului, dar asta e viața. Protecția mediului. Atenție, de ce ține de Vâlcea? Bănuiesc că e o regională acolo. Ascultați-mă puțin. Protecția mediului este obligația noastră a tuturor. Și absolut oricine care desfășoară orice fel de activitate cu impact asupra nu trebuie să conformeze normelor legale. Nu pot decât să verific condițiile care stau la baza acestor imagini, să vedem ce înseamnă, pentru că acum nu putem face o constatare pe baza unui film de 20 de secunde. Bineînțeles, și voi trage niște vom trage ca instituție niște concluzii pe care le vom furniza. Băieții de la Străjești, măcar atâta să vă bag și pe voi în gura gărzii de mediu. Sesizarea dumneavoastră a fost reținută. E tot ce am putut să fac pentru oamenii ăștia. Așa scurt pe final, că pică publicitatea peste mine, ați fost și până în Delta, am înțeles că v-ați luptat și pe acolo cu niște poluatori. Da. Aia cu curent, de bagă curent și sar pești cu burta în sus? Aceea sper că v-au furnizat colegii mei și imaginile cu acele unelte de braconaj cu curent pe care le-am confiscat. Deci i-ați prins și pe aia, bun. A fost cel mai amplu control făcut de garda de mediu în Delta Dunării. Am avut 40 de echipe în Delta în acea perioadă. Controlul făcut și la Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, ceea ce nu s-a făcut până acum, pentru că ei sunt custozii biosferei. Am mers la toate UAT-urile, stațiile de epurare, așa cum spunea și fostul nostru coleg, domnul Berceanu. Am verificat inclusiv acele deversări de ape uzate la un UAT, am și sancționat cu 100.000 de lei pentru că nu avea capacitatea de tratare a apelor. Scopul acestui control a fost Delta ca un întreg. Am văzut că sunt tot felul de informații despre faptul că activitățile din Delta, poftiți, perturbă ecosistemul, nu conservă biodiversitatea, nu prezervă biodiversitatea, și controlul a fost un control întins pe 2 săptămâni, exact pentru a atinge următoarele puncte. Modul de managerie a Deltei Dunării de către administrator, modul de managerie a teritoriului din Delta de către UAT, uitați-vă ce e acolo, modul de pescuit, pentru că am prins foarte, foarte mulți braconieri, uitați-vă în continuare, am colaborat și cu poliția, și totodată activitățile cu impact asupra Deltei. Delta Dunării va fi în atenția mea pe toată durata. Și ăștia, ca să închei așa, UAT-ul, adică primăria, da, ca să le explicăm pe înțeles oamenilor, ați găsit gunoaie, i-am amendat bănuiesc, da, nu? Băi băiatul, i-am de primare, ce e aici? Corect. Pe ăștia cu plasele ați găsit plase, bănuiesc că nu era nimeni în plase băgat, nu, deci pentru ați strâns plasele și ați plecat. Am strâns plasele, le-am stricat și am făcut sesizări penale în REM pentru identificarea făptașilor, am trimis poliției zonele unde am identificat, uitați, ustensile curent, pentru identificarea făptașilor în zonele, monitorizarea zonelor unde noi am identificat aceste probleme. Totodată, operatorul de salubritate a fost sancționat pentru nerespectarea unor condiții în autorizație privind modul de colectare deșeurilor din Delta. Adică, ceea ce vreau să spun, că Delta s-a aflat în atenția noastră pe toate palierele și va fi un subiect în mandatul meu de a monitoriza cu atenție acest ecosistem. Domnul Corlan, v-am spus, la mine marea problemă e timpul. Mică emisiunea, fac cât pot, mulțumesc din suflet, vă mai aștept. Oameni buni, trageți singur concluziile, e sau nu e România lada de gunoi, 80 de lei pe tonă. Atâta ia România, la nemție mai mult, la italie mai mult, francezul, asta e viața, șapo. Mulțumesc încă o dată, Adrian Corlan. Andrei Corlan, șeful, eu le zic șeful, nu comisar general, eu le zic șeful gărzii de mediu.
Mulțumesc mult, domnul Forlan. Oameni buni, scurtă ca de obicei, pauză de publicitate și revenim în forță să vedeți ce v-am pregătit. Am revenit și, cum vă spuneam, oameni buni, treabă multă în seara asta. Cât ea emisiunea de scurtă, dar am împărțit-o de nu s-a văzut, ca să le prindem pe toate. Da, noi încercăm să-i prindem pe toți, dar pe finul lui Gabriel Oprea. Ce, nu mai știți pe Gabriel Oprea? Ministru izmană, ăla care își făcuse baie și televizor și la birou acolo și toate cele. E, hai să lăsăm că poate sughite omul, e duminică seara, că nu despre el e vorba, ci despre finul lui. Finul lui Gabriel Oprea, care, ce să vezi, făcea și el controle de-astea la drumari. ICCTR, cred. Bună seara, Ștefan Edveș, ca să te introduc rapid. Bună seara. Tu le știi mai bine pe astea cu drumurile. Un băiat care controla și el pe drumari, ei vedeau, e greu tirul, e pe unde e, nu e, are totul tehnic. Da, și când greșea tiristul sau cine greșea, trebuia să treacă pe la nenea ăsta, da? ICCTR-ul are cea mai grea, cea mai importantă misiune din rândul băieților legat de tot ce înseamnă Ministerul Transporturilor. Practic, ICCTR-ul poate opri orice mijloc de transport din România, mașină, autoturism, tir, camion și așa mai departe. Practic, băieții ăștia fac legea pe drumurile naționale din România. Chiar aseară am avut o discuție cu un domn și mi-a explicat, un angajat ICCTR, și mi-a explicat ce înseamnă supracontrol în ICCTR, că există și supracontrol. Adică au controlele obișnuite și au supracontrole. Dar supracontrolele astea sunt la ei, adică e un fel de protecție internă, cum e DGA-ul, exact, la poliție. Exact. Ai controlează ei, păi să nu ia șpagă. ICCTR are supracontrol și mi-a explicat de ceva de genul că ei lucrează noaptea, pe timpul nopții, să înțelegi, de multe ori cu echipaj. Deci ăștia de aici sunt inspectori de ăștia din ICCTR, da? Salariile dânșilor, ca să plecăm de undeva. Salariile unui inspector de la ICCTR. Bogdan Drulea, nu? Durlea sau Drulea, da? Ca să știe lumea și de cine vorbim, de aia e încercuit aici. Finicu care, așa asta mai spui, după aia las pe Ștefan să se explice. Finicu care a avut la un moment dat o problemă, au vrut să-l schimbe niște băieți, dar ce să vezi, pe vremea interimatului ministrului Dan Vâlceanu, care culmea îi zice că n-are nicio legătură cu Gabriel Oprea și cu altă filieră, când să fie să ducă pe buza prăpastiei să-l dea ăștia pe tobogan, interimarul Dan Vâlceanu i-a zis, pac, ia stai, bă, că e băiat bun. Și l-a repus pe cașcaval, ca să zic. Așa că asta spun procurorii DNA, că era pe cașcaval om. Dan, când a fost întrebat ministrul Sorin Grindeanu despre această speță, dânsul a recunoscut, a ridicat mâinile și a spus, nu e al meu, e al peneliștilor. A dus de aminte declarații. Genială, da? Și video, dânsul a spus foarte clar. M-am documentat și au dreptate. Nu e al meu, e al liberalilor. Dan Vâlceanu l-a pus. Deci adică nu a greșit ministrul Grindeanu în acest sens, în contextul în care a punctat acest lucru. Dar oamenii trebuie să știe că fiecare băiat de aici pleacă de la un 10.000 de lei net pe lună în portofel. Ăla legal de la stat, 10.000, da, exact, de lei, exact. Da? Deci, nu ca că să vine știe de la mine transportator pleca... să minim. Trăiesc cum a spus. 10.000 de lei, fără sporuri, fără niciun fel de problemă și în contextul în care oamenii ăștia, trebuie să punctăm și un lucru foarte important, strâng bani totuși la bugetul României, bugetul acela sărac, bugetul găurit și așa mai departe. În contextul de față, ICCTR-ul rămâne vaca de mulți a Ministerului Transporturilor. Cine ajunge șef la ICCTR, ăla e om, crede-mă. De multe ori poziția de șef ICCTR e mult mai căutată, mai râvnită decât cea de șef la CNI. Ca să nu zic că ăștia că le dăm noi așa, ne antepronunțăm, dar noi vorbim ipotetic. Ce ar putea să facă dincolo de aia 10-15 mii de lei la buzunar? Ce vor? Un șef de ăsta de ICCTR rău. Ăștia poate n-or fi toți răi, ei sunt într-o bă. Dar ce poate? Te prinde cu camionul supraîncărcat odată, nu? Te prinde cu camionul supraîncărcat. Te prinde cu el modificat. Te prinde cu depășitorele de... Tahometrele alea. Da, știi, acele tahografe, acele carduri. Te prinde că ai o problemă legată de lumini, la sistemele de iluminații. Deci, practic, inspectorul ICCTR are o putere mult mai mare decât un polițist
un polițist de la rutieră, dacă te oprește... Dacă mergi legal, polițistul nu prea are voie să-ți facă nimic. Viteză, cel mult încărcarea recordului rutieră. Și așa mai departe. Dar inspectorul ISCTR are o putere deplină în a face ce vrea pe drumurile din România. Și atunci orice, tu, căprioară, victimă prinsă, încercuită, poți să iei o amendă și bănuiesc că e mare. Te predai, poți să scrie aici aluare de mită, da. Abuz în serviciu, operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția atribuită, folosirea în orice mod direct sau indirect de informații ce nu sunt destinate publicității. Asta probabil pentru licitații, pentru, exact, pentru că... achiziții, ce bă, trebuie să luăm și noi acolo alea, poate te prezinți tu și nu lăsăm pe ăla alt, că-i păcat. Eu trebuie să-l apreciez pe ministru Grindeanu, a recunoscut că acest domn... Păi dacă nu era al lor, nu e normal să recunoască? A zis, bă, nu e al meu, e al liberalilor, cam așa... Bravo, e un ministru care face doi ani la minister, domnul Grindeanu. Trebuie să apreciem performanțe, pentru că... Domnul Vâlceanu poate ne explică că... Domnul Vâlceanu, dacă este pe fir și dorește să intre, să l-aștept cu mare drag să ne recomandă când i-a semnat domnul... și l-a salvat interimar fiind la transport. Cel recomandă pe domnul Durlea. Ce l-a recomandat la domnul Vâlceanu, nu? Pentru că dânsul probabil că n-a semnat actele așa... A semnat ca interimar, paradoxal, adică... Da. Că a fost interimar la Vâlceanu n-a fost niciodată. A fost ministrul de transporturilor în perioada de tranziție de la domnul Durlea la domnul Grindeanu, o perioadă de aproape 2 luni. Și în alea două luni l-a pus pe funcție și pe, și pe micuțul din imagine. Are pe domnul Durlea. Domnul Durlea, mult succes acolo unde o să mergeți și mult succes și statului român să vă probeze faptele, dacă așa au stat ele, cum spun procurorii. Oane, pe ultima 100 de metri până vine publicitatea și mergem în alt subiect, când v-am povestit eu și cu jackpot-ul, cu alea nu le lăsăm. Astăzi, de 2 zile de ieri dimineață, românii au fost uitați, cu ghilimele de rigoare, de companii aeriene în Israel. Nenorocire, s-a închis tot spațiul, nu zboară nici musca. Așa că o companie, pe numele ei, Wizz Air, că ea zboară cu cele mai multe zboruri de la București la Tel Aviv pe aeroportul Ben Gurion, le-a spus clienților, bă băieți sau și fete, e caz de forță majoră, nu vă mai luăm nici picați cu ceară. Deși aveați bilete, deși plătiseră, voia să vă duce sau să vă întoarceți, nu se mai zboară. Și când e conflict, nu mai zbori. Uite ce ne arată Ștefan și bine face, ne-a arătat cu harta asta, nu? O hartă care arată că se zboară. Cel mai important lucru este faptul că ieri autoritățile române, nu știu dacă exact și președintele României sau guvernul României, premierul sigur a fost, spuneau, au spus clar că s-a închis aeroportul din Tel Aviv. Deci România și românii din Israel au avut impresia pentru câteva minute sau o oră, ceva de acest gen, că acest aeroport este închis odată cu începerea războiului. Imaginează-ți ce au simțit românii aflați în război, pentru că în Israel acum este stare de război. E, preț de minute bune, poate o oră sau două, lumea a avut impresia că s-a închis aeroportul, că oamenii nu mai vin acasă sau nu sunt izraelieni care vor să ajungă în Tel Aviv. Ei, bine, noi am aflat și am sunat oameni din Israel, din Tel Aviv, din aeroport, care ne-au explicat că nici o secundă aeroportul nu a fost închis. În afară de Wizz Air, toate liniile aeriene din România au operat zboruri spre Tel Aviv și dinspre Tel Aviv spre România. Taromas noapte a avut, noi am spus aseară acest lucru pe post la ora 23, a avut 2 zboruri de repatriere, peste 300 de români au fost atunci. Hai să explicăm, poate eu nu mai spun. Haiskayu a zburat, El Al a zburat pentru a aduce România acasă. Ștefan, din o companie low cost încasează banii pe bilete Wizz Air. Cu mult timp înainte, da, cu o lună, două, da. 3, 6 luni, se încasează pe tot zborul și când nu mai faci zborul respectiv, pe legislația europeană, ca să înțeleagă telespectatorii, ești obligat să dai niște despăgubiri. Măricele, zic eu. Dar dacă e război, nu mai dai acele despăgubiri europene, nu? Dai cel mult, și noi vorbeam astăzi la telefon, dai cel mult prețul biletului ăla de hăt, de când l-a luat omul, de banii aia tu folosindu-te 3 luni, 6 luni sau de când e în casa, sau, cum sunt eu mai pesimist de atât, că mie așa îmi place să pun pesimismul înainte, nu mai dai nici măcar banii de inițial de bilet, banii buni, pentru că spui, răzbeli, eu nu pot să mă duc.
Nu că am fi vrut noi să se ducă vreo aeronavă condusă cu români sau condusă poate și de români, că și o parte din echipaj e și de pe la noi, într-o zonă de conflict, dar cum alții zburau și uitați inclusiv în imaginile astea live, British, ce furnicarie. Toată lumea zboară, da? Adică nu, vrem sunt să nu fim luați de fraier măcar, nu? Sunt puține companii care au anulat zboruri, Wizz Air a anulat zborurile și noi aseară la 23:17 minute am primit un mesaj din aeroport legat de anularea zborurilor Wizz Air către Israel. Și zice, domne, trebuie să înțelegeți că Wizz a anulat pentru că a avut puțini pasageri. Nu rentează și drept urmare e mai rentabil să ofere acea sumă de bani înapoi unui adică pasager, biletul pentru valoarea biletului. Nu ar fi rentat să efectueze acel zbor. Și drept urmare, nici azi nu s-au efectuat zboruri, pentru că, să fim serioși, cine ar vrea să zboare acum într-o adică zonă de zbor? Adică așa cum le-a spus oamenilor zbor, de la început, dar pentru ei conflictul a picat mănușă, fiindcă au zis, bă, știi ceva, îl invocăm, îl băgăm, îl băgăm la înaintare, îl băgăm la înaintare pe el război și spunem, nu putem deci să mergem. Da? Oamenii trebuie să știe că românii din Israel vin acasă, vor fi, sunt în siguranță în prezent și pe aeroporturi din Tel Aviv în prezent se zboară în condiții Ștefan de siguranță. Rămâne alături de mine și pe ora a doua, în prima parte, fiindcă v-am promis povestea cu jackpot-ul, da? Dacă tot se luptă unii cu păcănelele, hai să vedeți cum trag alții jackpot-uri mari și grase. Unde e altundeva decât la stat, că jackpot-ul cel mai bun e la stat. Doar nu lor tragem privat, că aici e de muncă, vedeți, da? Ne luptăm și noi și noastră, toți cei care sunteți în privat. Noi muncim, nu luăm jackpot-uri. Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate și să vedeți cum e cu jackpot-ul mare.